Veștile bune vin din Portugalia. Echipa de handbal a Universității Ștefan cel Mare Suceava a reușit marți seară să se califice în penultima fază a campionatului european universitar, competiție ce are loc în acest an în Portugalia. Marți seara, handbaliștii suceveni, pregătiți de Adi Chiruț și Iulian Andrei, s-au impus în sferturile de final în fața norvegienilor de la Universitatea din Oslo, cu scorul de 28 la 16. Miercuri seara, de la ora 22, le ținem pumnii sportivilor suceveni cu toții. Handbaliștii de la CS Universitatea Suceava vor lupta pentru intrarea în finala mare cu francezii de la Universitatea din Marseille. În semifinala cealaltă se vor întâlni echipele universităților din Barcelona, Spania și Bochum din Germania.